Damnații este al patrulea volum de teatru care a văzut lumina tiparului sub semnătura profesorului Cornel Teulea. Acesta și-a lansat recent cartea la librăria Birotex. La eveniment au participat zeci de iubitori de lectură. Damnații, semnat Cornel Teulea, este un volum tematic ce cuprinde 6 piese de teatru. Acesta a fost lansat de curând la librăria Birotex. Iată că aici, la Făgăraș, la librăria Birotex, avem bucuria să vă avem aproape la o lansare de carte, o carte specială a unui om special, pentru mine, în mod personal, dascălul meu, Cornel Teulea. Cartea face referire la Adam și Eva, Don Juan, Faust, Avram Iancu, cât și la omul incapabil să se salveze dintr-o lume decăzută, dintr-o istorie mereu captivă. Am ținut să marchez și aici, în Făgăraș, lansarea. Mi-a avut, se știe, dar repet, m-am gândit că nu este chiar atât de onest să fi lansat cartea doar la Brașov și aici nu. Cornel Teulea este un autor foarte înzestrat, îndrăzneț, care are o replică palpitantă și care pornește în demersul său ideatic de la idee, de la eseu, la teatru. Și trebuie să-i dăm crezare lui Mircea Ghițulescu, care, v-am spus, este cea mai avizată autoritate în teatrologie. Eu îl cunosc pe Cornel de foarte multă vreme. I-am fost naș, i-am dat premiul de debut al Uniunii Scriitorilor, i-am dat premiul pentru dramaturgie, l-am primit în Uniunea Scriitorilor, așa că îl urmăresc de câțiva ani buni și mă bucur că el confirmă. Și confirmă ca un autor dramatic care nu seamănă absolut cu nimeni în literatura română, în teatru românesc și nici în teatru universal. Poate, dacă vreți așa, să-mi aduc aminte de Romulus Guga, de la Târgu Mureș, care scria în acest gen. Da, e o diferență mare. Nu că e mai bun Guga decât el sau invers, ci pentru că este o voce distinctă în teatru românesc. Vedeți că multe lume adunate aici, cumpărători de carte și iubitori de lectură, vin să întâmpine, zic eu, cea mai însemnată carte făgărășeană publicată în ultimul deceniu, carte de teatru. Mai sunt în Făgăraș și puzatori și poeți, însă domnul Cornel Teulea este un creator deosebit. El scrie un teatru neconvențional, nu seamănă cu teatrul clasic, nu are acel tip de personaj nici de acțiune, ci are în mare parte o substanță filozofică, politică, istorică. Pe acestea creează metafore. Trebuie un cititor avizat, instruit, la un anumit nivel de cultură, pentru ca să poată pătrunde acest univers de simboluri, de semne, de parabole ale creatorului Cornel Teulea. Alături de scriitorul făgărășan s-au aflat zeci de prieteni. Încă de foarte devreme s-a manifestat. Chiar de când era elev în liceul Radu Negru, nu l-am avut la clasă, dar era în apropierea noastră a profesorilor care organizeam cercuri literare cu elevii la acea dată. Și trebuie să spunem, la acea dată liceul avea realmente cercuri viabile din care s-au ridicat elevii viitori scriitori de oarecare notorietate, unii chiar de certă notorietate. Nu e cazul să numesc. Ei, printre cei care frecventau asemenea cenacluri literare, cercurile literare, cenaclurile, se număra și Cornel Teulea. Deci, a promis de mic, cum s-ar spune, de tânăr. Îmi vine greu să vorbesc despre domnul profesor Teulea. Cartea am început-o, n-am terminat-o încă, dar pot să spun despre ce simțeam eu despre domnul profesor. Îl cunosc de multă vreme, ne salutam, dar nu intrasem în conversații. Mi se părea un filozof rătăcit în cotidian, dar mult mai târziu, când aveam deja 30 ceva de ani, l-am avut profesor și am avut o revelație. Am avut revelația unui om cald, unui om foarte spiritual, unui om cu care puteai discuta colocvial și despre televiziune și despre mașini și despre fotbal. Deci nu era nici pe departe filozoful acela rătăcit în cotidian pe care îl credeam eu.
orice întâlnire cu dânsul este o plăcere, o încântare, orice conversație cu dânsul, și legat despre personajele sale, despre opera sa, citiți opera ca să vă recunoașteți în personajele sale și să-l cunoașteți și pe autor, care altfel se arsă foarte greu de șifrat. Pe viitor, scriitorul are mai multe proiecte. Sunt două proiecte care pot fi realizate în vara asta. E vorba de o trilogie Cioran și scriu la un text pe care sper să-l finalizez, Spațiul căzut de pe hartă. Damnații este al patrulea volum după La început roșu, galben și albastru, apoi roșu și la urmă gri, Teatru Minut și Orașul fără memorie.